Cel Ciolacu este la Buzău. Ei bine, liderul PSD a fost huiduit chiar de profesori acolo la Buzău, l-au așteptat în momentul în care s-a terminat evenimentul la care participa, chiar în orașul natal, întâmpinat cu huiduieli. Profesorii prezenți la ceremonia de Ziua Eroilor au strigat demisia chiar înainte ca Marcel Ciolacu să își susțină discursul. Haideți să vedem momentul. Doamnelor și domnilor, aș fi vrut în mod deosebit la sfârșit să mă adresez și doamnelor și domnilor profesori, dar încă de la început aș dori să le mulțumesc pentru respectul pe care ni l-am arătat astăzi unii altora și sunt ferm convins că după această manifestare, în această zi sfântă de înălțare, o să ne strângem cu toții la prefectură și vom continua discuțiile împreună.